Întotdeauna ființa națională a poporului ca o pasăre mereu în zbor, a cărei aripă dreaptă este poezia, a cărei aripă stângă este cânticul, iar trupul este graiul poporului. Și am fost întotdeauna convins că atunci când este rănită una din aripi sau ambele, ființa neamului este amenințată cu dispariția. Avem o poezie azi sănătoasă, puternică, originală. Avem o muzică azi, îndrăznesc să spun, la fel de puternică, sănătoasă și originală. Originală prin lucrări ca baletului Lucia Aprului Doga sau Miorița lui Tudor Chiriac sau poemului Vasile Zagorski, Cine scutură roa, sau opera lui Mustea Lăpușneanu, ca să numesc numai câteva lucrări așa de ultimă oră. În muzica de estradă, atât de variată, cânticul lui Ion Aldea Teodorovici este, cred eu, o pană de aur. Mi-e drag acest compozitor, pentru, în primul rând, pentru melodicitatea muzicii sale și pentru legătura organică a sa cu tradiția noastră, tradiția noastră folclorică, muzicală. Mi-e mai drag și pentru faptul că este modest. Modest, el nu cotcădăcește ca să zicem așa, ca găina când a făcut un ou. Are zeci și zeci de cântece scrise acum 5 sau chiar 10 ani, neimprimate încă, cântece extraordinar de frumoase și el așteaptă cu răbdare, cu mare răbdare, când va veni ziua lansării lor și cred că această zi va veni și pentru acele cântece vechi, neimprimate încă. Am scris cu mare drag. Scriu și voi scrie pentru acest minunat compozitor și pentru acest minunat duet original care își regizează și își teatralizează cântecul, duet care se numește Doina și Ion Aldea Teodorovici. Duet m-am convins la numeroasele întâlniri cu lumea prin satele noastre, un duet îndrăgit și de tineri, și de copii, și de oameni în vârstă, lucru care rar se întâmplă.
că vroia să fiu medic, iar tata savant mă vedea. Însă eu cântecul predic, noroc, sală dulce a mea. Sunt fericit și e bine, bărcile slavina lune. Iată i ajung și la mine, cu Ion Alda Teodorescu, eu cred că a fost pur ocazională, pentru că eram în căutarea unui compozitor național la spectacolul Tata, asta a fost anul 1979 și auzisem doar câteva melodii de Ion Alda. L-am întâlnit în stradă pe el și pe Petru Teodorescu, pe frate său, și le-am spus așa în glumă, am spus, zic, hai să facem o muzică frumoasă la un spectacol. M-a cam dus din nas vreo 2-3 luni de zile, după aceea l-am prins, l-am strâns cu ușa și el într-o săptămână mi-a făcut prima melodie. Și îi dedusem textul și la două melodii, melodii care în fond s-au lansat foarte frumos, sunt din Acrulicovskaya, cu numele tău. Pierdus textul, i-am citit notația că a pierdut un text frumos, rămânea o singură săptămână până la imprimare, i-am dat textul din nou și el cam fugea, că nu mai reușește, că nu se poate. Și atunci i-am prezis, poate că atunci într-o discuție așa particulară cu el, am zis că măi, eu sunt apostol și-s proroc și-ți prezic că ăsta o să fie un bun început pentru tine. Zic, dar melodia o să devină șlagăr în Moldova. Și el a scris-o într-o singură săptămână și într-adevăr a avut succes mare. Ce am găsit eu la compozitorul ăsta, la ora aceea, zic în 79, eu cred că faptul că el nu era inițiat în problemele de teatru și n-a venit cu anumite legi. El a venit numai cu bunul suflet și cu simțul. Și tot ce îi sugeram eu, el încerca. Și mergea la orice probă.
Asta e o calitate foarte frumoasă, pentru că urmă că noi devenim profesioniști, devenim cu draci, începem a ști legile. Atunci când nu știi legile, creezi frumos. Și a doua invitație a venit foarte repede, deci la al doilea spectacol, Pumul Veței. Și la Pumul Veței de acum l-am și descoperit ca interpret. Pentru că nu aveam o voce adecvată bărbătească și cu cine n-am încercat, mi s-a părut că nu simțea ceea ce trebuia să simtă, deci anume omul care creează spectacolul. El fiind, deci, măcinat sau ros de durerile și bucuriile noastre din spectacol, imediat a simțit melodia, a simțit taina cânticului, nu numai muzical, pentru că majoritatea compozitorii, eu cred că, simt sau aud muzica, melodia și mai rar care-i apt ca să simtă și durerea și bucuria. Aceste două colaborări au fost, eu cred, extraordinar de frumoase și de mare succes. Și a treia a fost Abecedarul, unde, în fond, cred eu că a fost mai puțină muzică. Și poate că și pentru Ion a fost, eu aș zice, o treaptă mai de coborâre după Tata și după Pomul Veței. Dar asta dicta materialul dramatic. Și la fel, pe atunci ziceam că e foarte scump faptul că el n-a pretins la mai mult. Atât cât i-am dat spațiul în spectacol, cu asta și-a devenit, a căzut de acord. Calitatea pe care am simțit-o eu atunci în aceste trei spectacole, aș zice că este capacitatea lui de a crea pe baza a ceea ce se întâmplă în sufletul eroilor, în afara acțiunii. Ca pildă pot aduce foarte frumoasa melodie, deci balada lui un erou, ca să nu mai aduc aminte acum la concret personajul, pe care a interpretat-o dintr-o mare grabă Victor Ciutac, erou principal în spectacolul Tata. Ea nu era planificată pentru ca număr muzical cu voce. În fond, era chintesența spectacolului. A răsunat deseori în eter, la radio, la televiziune. Eu am văzut câteva filme fond folosind această baladă. O baladă dureroasă, o baladă dramatică, tragică, extraordinar de frumoasă. Ea suna atunci când eroul principal murea și deci mi-a dădea mie posibilitatea și lui Victor Ciutac să trăim 3 minute scenice de o înaltă tensiune și de un mare avânt poetic. Victor Ciutac a imprimat-o, am încercat să facem totuși o imprimare și a făcut-o într-o pauză foarte mică când toate studiourile noastre erau ocupate și el neavând timp. Și eu sper că dumneavoastră ați găsit această imprimare, pentru că ea a sunat foarte puțin în eter, numai în spectacol, și o să vă dați posibilitatea și telespectatori își vor avea posibilitatea ca să înțeleagă care era coincidența cea mare între sufletul compozitorului și între sufletul interpretului, actorului și, în cazul dat, bineînțeles, și a mea ca regizor. Sunt într-o perioadă când sper că o să mă mai întâlnesc cu Ion Aldă Teodorovici, pentru că avântul lui prea mare numai în melodii de stradă, eu cred că e o mare pierdere pentru teatru, pentru că a fost totuși lansarea lui ca compozitor de teatru. Cineva, un lector de la universitate, a spus o vorbă foarte frumoasă, zicând că, zice, pe noi pe toți ne-a născut mama, numai pe unul Ion Aldă Teodorovici l-a născut tata, având în vedere spectacul Tata cu Dumitru Matkovski. Am numit cu nume drag stea din cer strălucitoare. Steaua mea a fulgerat și s-a rătăcit în mare. Eu te caut, eu te strig, eu te adun din veșnicie. Unde ești? De ce nu ești? Tu iubirea mea târzie. Să te plâng, iubire, în zadar. Ai pe liv o floare de amar. Să te alung din suflet, e târziu. Ai pe liv o floare.
ai pe linul floare de bărbat. Să te îndrop în taină e drum, ai pe linul floare de bărbat. Am numit cu nume sfânt spic de greu care sunt pline, spicul meu s-a scuturat de belșug și de lumină. Trece noapte, trece zi, dorul teatră grea și apasă. Unde ești? De ce nu ești tu, iubirea mea frumoasă? Să te plâng, iubire, pasărea s-a rătăcit și-a comprins străin se pierde. Murumecat, mai recicat, dorul e un râc și doare. Unde ești? De ce nu ești tu, iubirea mea cea mare? Să te plâng, iubire, de Teodorici, folosindu-se de succese mari la public și mai înainte, totuși a hotărât ca să-și aprofundeze cunoștințele la conservator și anume în clasa profesorului Pavel Borisovici Rivilis. Și drept rezultatul unei munci intense au apărut următoarele lucrări. Variațiuni pentru pian, Quintet pentru două viori, violă, două viori, două violi și violoncel, poem în stil rock, anotimpurile după
pastelurile marelui clasic Vasile Alexandri, multe lucrări de formă mică, cât instrumentale, atât și vocale, muzică pentru copii și multe, multe alte lucrări care cred eu că le vom auzi pe parcurs la radio, la televiziune și în sălile de concert. Cu mult mai înainte mi-a atras atenția muzica de stradă a lui Ion Aldea Teodoroici, și anume cânticile Seara Albastră, Crede-mă, Iubiți Învățători, care au avut și au un mare succes până în ziua de astăzi, care ne captivează prin lirismul și sinceritatea lor. Și anume datorită că Ion Aldea Teodoroici este un melodist. Sunt tristă prima oară în viață, căci prea departe ești de mine, dar dulce este și tristețe atunci când în iubire vine. Sunt tristă eu și tu de-asemenea, tristețea mea la tine zboară, deci ea nu mă simt iubită, însingurată și amar. Încet un ram la geam turbat și un trisar înfiorat. Nu-i tânără, nu-n finerețe, de nu-i și tristă câteodată, ca dorul meu cel plânge tare, al dorului nu există, că mie nimeni nu iubește, de ce sunt iubită tristă. Bună seara, tristețe, bine ai venit în viața mea, bine ai venit în viața mea, încoronindu-mi inima. Bună seara, tristețe, bine ai venit în viața mea, bine ai venit în viața mea, cu vise dulci de tinerețe. Bună seara, tristețe. Întâia oară atâta zi, nu suntem iată împreună, spun noapte bună, pozii tale, și i-am răspund noapte bună. Nu este adevărat că ochii pe care nu-i vedem se uită, din orice floare a ta privire, la mine dragul meu se uită. Încet un ram la geam tot bate și un tresar înfiorat. Nu-i tânără, nu tinerețe, de nu-i și tristă câteodată, ca dorul meu cel plin de taină, al dorului nu există, ca mine nimeni nu iubește, de ce sunt iubit trist. Bună seara, tristețe, bine ai venit în viața mea, bine ai venit în viața mea, încoronindu-mi inima. Bună seara, tristețe, bine ai venit în viața mea, bine ai venit în viața mea, cu vise dulci de tinerețe. Bună seara, tristețe.
De Teodorovici îl cunosc foarte de mult, îl cunosc de la început ca vecin. Și au trecut câțiva ani și deodată de cu l-am văzut din vecin, a devenit compozitor și pe care l-am îndrăgit nu mai puțin, dar încă mai mult, pentru că, nu știu, deodată s-a impus. Eu chiar am asistat și la diploma lui la conservator și, natural, această personalitate tânără, dar deodată care s-a impus, mi-a inspirat și am făcut masca chiar din mai mulți ani în urmă. Și văd că colaborarea noastră a continuat, că și el mi-a dedicat un cântec, Parada Măștilor. Ce te-a făcut să leși compoziția și să pleci în lumea mare a turneilor și... Ei, eu, în primul rând, n-am lăsat lumea muzicii, lumea componisticii, așa zicând, fiindcă formația tot cântă un program întreg, scris de mine tot programul, e ca un fel de portret, de creații, pe scenă, cum s-ar spune. Pur și simplu, formația este ca un fel de laborator în care eu, orice orchestrație care o scriu și dacă ceva nu mi-e clar la pian, eu pur și simplu aduc în orchestră și momental tot se cristalizează, tot apare cine ajunge, ce de prisos și de aceea eu cred că o formație trebuie oricărui compozitor, mă rog, nu fiecare poate să-și permită, fiindcă e foarte complicat, aici apar probleme nu numai de compoziții, dar și probleme de cămăși, de pantaloni, de reclamă, de dansator, de foarte multe probleme sunt. Spunea Veniamin Apostol în interviu acordat că pe un al de l-a născut tata. A fost o glumă, desigur, spectacol Tata de Dumitru Matkovski. Știi această glumă? Da, e o glumă foarte frumoasă, fiindcă, într-adevăr, Dumitru Matkovski, cu piesele lui, cu versurile lui, a fost o etapă pentru mine extraordinară, a fost o biruință pentru mine ca compozitor, fiindcă până la spectacole, eu scriam numai cântece, așa, aveam câteva cântece, mă rog, începusem de la sfârșitul anilor 60, încă de pe timpul când începuse și Ștefan Petrache și Mihai Dolgan și mulți alți, chiar și pentru Noroc avusem un cântec care așa se numea Noroc și într-un interviu Mihai și spunea că avea o popularitate mare la tineret. Și, mă rog, și Crede-mă, și Seara Albastră, și Iubiți Mățători. Să plutim departe, mai larg departe, în larg, tineri până la moarte, dorul n-a mai fi privea. Seara, Seara Albastră, tu ești taina noastră, taina de dor. O
arde, 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 strălucitor. Seara, seara albastră, tu ești taina noastră, taina de dor. Ochiul stele arde, 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 strălucitor. Suie, suie prea polare, sunt multe vorbe că datorită că sintezii Ion Aldea și Doina Aldea Teodorovici, adică soția mea, mă rog, din cauza ei am început să scriu mai cântece mai ușurele, da. Vreau să vă spun că eu m-am întâlnit cu Donița 5 ani înainte de a mă căsători, deci eu am făcut toată muzica dramatică, fiind prieten cu dânsa, din sentimentul ei, sentimentul meu față de ea și pur și simplu, n-am vrut să mă limitez numai la ceea că sunt compozitor care scrie numai lucrări dramatice, mari. De acum chiar și unii îmi spuneau că sunt un compozitor de lacrimi. Și în primul rând am vrut să-mi încerc și puterele, să lucrez și în lucrări mai extravagante, mai ușoare, mai dansante. Fiindcă de acum, într-adevăr, aici a jucat un rol și Doina, ea mai mult are inclinație spirituală, ea a dansat foarte mulți ani și... Și cum crezi, Ion, îți reușesc aceste lucrări? Eu știu, sigur că cam puține lucrări au apărut toți anii ăștia, din ele au apărut Ia-mă cu tine, o lucrare în stil așa, mai cu puls, mai pulsant, pe urmă a apărut Serenadă și cam atât. Îmi reușesc sau nu, de acum au apărut, de acum și de ce ne certăm, cântecele și încă câteva. Așa, parcă publicului place la concerte, eu nu pot să spun. Mă rog, eu mă încerc eu și singur pe mine. Ai foarte multe lucrări serioase, ziceam de acum, ai simfonii, ai lucrări așa clasice. Rapsodie simfonică. Da, rapsodie simfonică. Mai continui în acest gen sau nu? Acum până ce nu, fiindcă... Am multe gânduri în direcția teatralizării a unui spectacol teatralizat, anume, dacă aș spune așa, un mini-teatru, Doina și Ion Aldea Teodorovici, sigur, cu dansatori, cu show, programă, și cu lucrări mari de așa nivel, ca acum am eu lucrarea asta, poemul ăsta rock pe pastelul Vasile Alexandri, Anotimpurile. Vreau să lucrez în direcția asta. Acolo chiar o să am și costume de colindă, cum merg iarna, cu irozii. Mai scurt așa, vreau să lucrez în direcția asta anume. Să dezvolt anume lucrarea de stradă până la proporții mai mari, mai dezvoltate. Dar sigur că cred că o să vină un moment când o să dispară ultimii perișori care mai am și că nu o să trebuiască să mă mai liniștesc pur și simplu și atunci cred că evident am să mă întorc numai decât la muzica de proporții mari, cu dezvoltare simfonică, cu dezvoltarea motivului, cu dezvoltarea a versului, mă rog. Intervind colegii tăi, pe acela Ștefan Petrache, Anastasia Lazariuc și așa mai departe, îi supărați foc pe tine. Nu colaborezi cu ei. Care-i cauza? Ei sunt în așteptare. Ce să facă? Să mai aștepte sau nu? Știu eu datoria mea care trebuie să o fac dacă mă numesc compozitor. Sigur că am și pentru Ștefan o lucrare foarte frumoasă și pentru Iuri Sadovnic am și pentru Anastasia Lazariuc am și pentru Angela Bucico. Drept că și ei trebuie să fie mai insistenți, că ei așteaptă să vin eu la ei. Dar eu pur și simplu ocupat de problemele colectivului, de problemele programului care e scris tot de mine, cum am spus, nu că uit, dar pur și simplu mă iau cu problemele astea și... Trebuie să vină cineva să-mi aducă aminte, pur și simplu, să-mi dea câte un telefon, să fie la mine acasă, pur și simplu, să mă așez la pian și să zică, hai Ioane, hai să lucrăm la cei ce am vorbit.
misterul cel mai mare, e al dragostei mister. El venind ca o nepește, ori ca grindina în câmp, el ce mare mă zidește, ori mă năruie cumplit. El ce mare mă zidește, ori mă năruie cumplit. Iubire, nu mă părăsi, chiar dacă stau și plâng, te rog să nu mă părăsești, misterule adânc. Iubire, nu mă părăsi, chiar dacă stau și plâng, te rog să nu mă părăsești, misterule. Un mister e dulcea floare, căprioara de peste, dar misterul cel mai mare e al dragostei mister. El ce mi-nterește arima, ori mi-o smulge nevinos, el care mi-a lină clipa, sau barbar mi-o trage în jos, el care mi-a lină clipa, sau barbar mi-o trage în jos. Iubire, nu mă părăsi, chiar dacă stau și plâng, te rog să nu mă părăsești, misterule adânc. Iubire, nu mă părăsi, chiar dacă stau și plâng, te rog să nu mă părăsești, misterule adânc. Iubire, nu mă părăsi, chiar dacă stau și plâng, te rog, te rog să nu mă părăsești, misterule. Iubire, nu mă părăsi, chiar dacă stau și plâng, te rog să nu mă părăsești, misterul e al meu. Eu știu că tu ești astăzi în rol și prezinți în partea a doua muzica lui Ion Alde Teodorovici. Două, trei cuvinte. Uite, avem noi o idee, facem o emisiune, un portret al lui Ion. N-ai putea să adaugi ceva, să complexezi portretul ăsta. Doar voi, interpreții, colegii, vă cunoașteți mult mai bine, vă știți mult mai bine. Eu fac lucrul ăsta cu mare plăcere, deși nu știu ce fel de culori au, vă zic, așternut colegii mei pe acest portret. Eu aș putea să aștern cele mai frumoase, cele mai, eu știu, mai splendide culori, pentru că nutresc un sentiment de mare căldură pentru acest autor de muzică, pentru acest compozitor. Mulțumesc! Bravo! Mulțumesc! Nu puteam să înțeleg la început. Mulțumesc frumos! Spuneam, zic, că nutresc un deosebit sentiment de căldură față de acest autor, o dragoste nețărmuită și o ură, pentru că nu mi-am credințat mie dintre cele mai dragi lucrări a domniei sale, cum ar fi, zicem, eu știu, cu numele tău, Bucurați-vă, sunt foarte multe melodii, nu vreau acum să le enumăr pentru că le cunoaște toată lumea, în proprie interpretare, interpretarea altor interpreți, este altceva. Nu mi-a răsplătit niciodată marea mea dragoste față de marele său talent și spun asta absolut, vreau să zic, fără superlative,
îl urăsc pentru că nu mi-a răsplătit această dragoste niciodată, încredințându-mi o melodie de succes. Deși trebuie să spun că fac păcate dacă nu am să amintesc de acea splendidă Crede-mă, scrisă de noi ambii, deci eu autor de text și domnia sa autor de muzică, melodie care s-a clasat printre primele locuri timp de vreo 3-4 ani de zile, chiar în țările europene, în topurile din acea vreme. Deci, pe de o parte, sunt foarte fericit că am avut ocazia să colaborez cu acest autor, pe de altă parte, sunt foarte întristat, amărât, că nu mi-am credințat totuși melodiile la care am ținut cel mai mult, probabil pentru că, mă rog, nu cred că mă desconsider în general, dar crede că nu pot să cânt ceea ce a scris el mai bun. Cred că ceea ce a scris Ion Alda Teodorovici mai bun, eu nu am cântat și îmi pare rău. Asta e. Eu știu, depinde de domnia sa, dacă îmi va încredința. Deși, cu cât mai mult timp trece, cu atât mai puține speranțe rămân. Cele bune. Da, până în ziua de azi n-am avut ocazia să colaborez cu Ion Alda Teodorovici, dar muzica lui foarte mult îmi place. Are o muzică foarte melodioasă, muzică complicată, are melodioasă, frumoasă, muzică care cred că aș putea și eu să o cânt. Și de ce spun aș putea? Pentru că nu de mult chiar Ion mi-a propus un cântec care foarte mult îmi place, scris special pentru mine, pentru maniera mea, pentru stilul meu de interpretare. Și eu cred că mai departe, în viitor, o să avem așa ocazie mai mult să colaborăm cu Ion. Eu am gustat împreună cu Ion din pâinea dulce și amară a filarmonicii în ansamblul formației Contemporană, pe timpuri. Eu, un coleg, un prieten foarte devotat unei prietenii cinstite adevărate, am împărțit cu el și pâine, și sare, și foc, și scrum, și bucuriile. Ca om de artă, este un compozitor, aș vrea să spun, profund, adânc. Ne-a demonstrat asta prin muzica pentru spectacole, mai ales bucata pe care o interpretează Nina Krulikovskaya, da, din spectacolul Tata, da, în numele tău. Și cred că o să ne îmbucure încă cu multe piese foarte interesante, fiindcă, după precum e volumul corpului, așa e și sufletul. Ba nu, mai bine spus, când vine Ion Alda Teodorovici în față, când îți vine în față, în cale, e plin de suflet. Sufletul de 70 de ori e mai mare decât el. Așa că îi doresc din tot sufletul sănătate lui Ion și multe succese și răbdare și lui Ion și doiniții în această grea. Mulțumesc și eu aș vrea să-i doresc tot lui Ion și sănătate și bucurii și să aibă câte mai multe cântece. Pace, pace lumii,
Abia lăsat la vatre, abia întors din morți, îmbla prin sat pe cale, bătând cu pumnul toc. Măi, Gorghe, bună vreme! Măi, Naie! Știi ceva? Dar nu trăia nici Gheorghe, nici Naie nu trăia. La dor căzuse Gore, iar Vlad la Stalingrad. În Praga, iar Pavel la Berlin. Îmbla prin sat pe cală, sau poate nu umbla, vorbea cu toată lumea, sau poate nu vorbea, venea târziu acasă, sau nu venea de fel, noi îl știam pe cală și ne mândream cu el. Eu sunt Ave Matei și tu mă-i fiștelică, eu a lui Toader sunt. Să mă chemați la nuntă, Catiușa să vă cântă.